tu încerci să ascunzi, să deghizezi această durere ce se revarsă prin ochii tăi. O durere insuportabilă pentru care nu există calmant. Durerea de a vedea pe cine iubești că se pierde, de a te simți neputincios înaintea unei vești, pentru că nu știi cum să reacționezi la ceva ce ți-a fost smuls. Domnul Iisus vrea să oprească lacrimile tale și să-ți readucă fericirea. A ajuns momentul de a spune oprește pentru această durere. În această duminică, 9 mai, se va realiza un mare strigăt în favoarea celor care plâng, la ora 8 dimineața, la ora 10 dimineața și la ora 15, la Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 din sectorul 2 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară.